ce au de gând să facă. Au stacat Game of Legends site-ul B și foarte bine deja Siuhi Kyo fac eliminări. L-au prins pe Nico. Deja vine eliminarea cu 2 pentru capitanul lor Siuhi. Siuhi triple kill-ul pentru tânărul polonez. Dexter este ultimul în viață după celălalt secerați. Siuhi încheie, vine din spate, 4 fraguri pentru IGL și iată că vine Molotovul, vine deep dreapta, greșeala de la cei de la Ekpauji, se pare că încearcă să facă din nou plantul rapid. Siuhi nu se ține prea mult pe picioare, plantul n-a fost făcut de către adversar, dacă nu mă înșel, și nu au luat banii extra, a fost la fraguri făcute. Terminată runda trecută, totuși cei de la Ekpauji au forțat maxim, plantul acum a fost realizat. Aker rămâne momentan în Citac, Neofrag pe stânga, asemenea și Ficu, au aruncat un smoke acolo, se bazează pe faptul că nu va fi un push agresiv de la jucătorul celor de la echipa Game of Legends. Acum Aker trebuie să o facă, a rămas la 22 HP, vine în prickfire-ul, Neofrag are un M4, luat de la un adversar, defuse-ul va fi făcut, dar defuse kit nu are Aker, 8 secunde, o va ține, vine deja Neofrag, dar iată că este un force materializat cu plus pentru jucătorii celor de la piciorul pe frână cei de la OG. Abia la runda cu numărul 4, până acum să joci, până în momentul ăsta să joci atât de agro este un pic surprinzător. Și iată că din nou iau B-ul acela tare, Taker o scoate pe Flames, picase imen între timp, sunt din spate. La eliminarea cu numărul 2 nu mai reușește să facă nimic. Ficu on point, headshot cu headshot. Aker are player în spatele său, smoke-ul se va duce, grijă mare, Nico are un AK-47, clar este în avantaj în situația respectivă, trage pe lângă la nou scopul acela. Și intră OG pe un 4-1, dacă nu cumva face Dexter, va ține și dreapta curând. Se uită într-acolo și îl bate cu headshot pe playerul nordic al echipei noastre. Facă aici OG, iarăși o rundă agresivă, de unde atâta agresivitate Chaos? Îl pune cu botul pe lave, pe Nico, pe IGL-ul lor, vine Aker cu AVP-ul, Chaos încă ține acolo, ar trebui să se bat, vine flash-ul din spate, chiar de la Aker, culmea a fost un pop flash Chaos, 2 fraguri, 3 pentru belgian și altcumva se impun Game of Legends pe playerii de la echipa Game of Legends cu agresivitatea aceasta, lucru care s-a întâmplat până acum, dar iată că vine un player în rampă, Siuhi! O, menține acolo pe fire-ul, îl scoate cea puțin pe Nico, ca Neofrag să facă refragul. Vine aici Chaos ușor, eu-l a fost demasat de către el, Neofrag este foarte low, nu va lua nicio altă oportunitate Chaos să tragă, imediat cum îl vede pe acela player, este cu trăgaciul, cu degetul pe trăgaci, face picul, n-am mai așteptat, să explodeze flash-ul, s-a băgat direct pe fight, când vine la flank, este chiar acum la Citac, va fi față în față cu Dexter, Dexter îl dobară pe rolul nostru cu AVP-ul. Headshot a fost, Tysek încearcă să pună presiune către pilonul central, dar n-are ce să facă, stinga este Aker cu AVP-ul, el ușor deschide, va avea fight cu Ficu, un crossfire, 2 fraguri simultane, nu se întâmplă, Ficu vine mai departe dinspre rampă, sau era la UD, 6-2, rundă pentru utilități din partea celor de la OG și iată că Tysek anunță, 2 jucători eliminați, foarte bun transferul din partea sa, Nico și Ficu și cu Flames au fost orbiți de flash-urile. 7 drop. Dexter are și el banii un AK-47 și e mai rămâși și $500 pentru Flame sau pentru Ficu și restul își cumpără. Intră Dexter cu AVP-ul, molotov la picioarele lui Siuhi, se retrage, dar trage dopare pe Dexter, este un prim frag entry hold skin important. Neofrag a rămas și el adunat înspre rampă, dar fragul lui Siuhi a cernat enorm, reacția lui Chaos, pus la pământ de către Nicola, picul rapid, Aker le dă un head deep, 28 pagă acumulată, apoi face picul cu AVP-ul și dobară pe Nico, pică și capitanul echipei OG, actualul IGL al lor, Flames cu dreapta, pic din partea lui Isaac, îl ține și îl vede, iată ce înseamnă să fii pregătit pentru un astfel de duel. Isaac l-a văzut acolo pe în momentul de față, l-avem pe Chaos aici, belgianul lor cu M4-1, trebuie să bată 2 neapărat, fragule se întâmplă 6 secunde pentru plan, mai trebuie să bați unul, bravo Chaos, bravo, 3 eliminări pentru jucătorul deci mamă belgian. Pe glocuri, deci nu i-a bătut pe toți, salut, pe salutare, rezolvăm în seara asta, Flames scoate pe IME, Isaac 2 fraguri, iese Nico din smoke, flash-ul ăla full de la Ficu, a fost clar sau nu. Pentru că dacă el face gălăgie aici, se vor gândi cei de la Game of Legends că acolo era lurkerul, dar după Aker pe Neofrag cu AVP-ul, Neofrag foarte important. Sus pe platou, vin toți jucătorii din templu, ce glonț de la Aker, Ficu, trebuie să vină amândoi pe pic, Siuhi. Reușește eliminarea, 6-6 egalitate între cele două echipe. Flames 1, HP încasează acesta, Dexter cu AVP-ul, îl elimină pe Aker, n-ave camera acolo pe el, Neofrag se ocupă de Siuhi, se pare că intră cei de la OG, pam, din momentul în care se văd în dezavantaj față de advers. Smoke-ul acela acoperă bine.
linia, controlul său din păcate lasă de dorit. Ime, de unul singur, double kill foarte bine, smoke-ul pe partea dreaptă. N-are quick pier care să-l ajute. Ia fight-ul de unul singur. Dă USP, ia USP-ul în mână. Oh, doamne, prefire, dobară pe Fico. Dexter e low, Ime e ultimul. Nu, bine din spate că o să-l ajute. Nu-l găsește pe adversar, ia iar USP-ul, nu-l nimerește, dar totuși a scos 3 jucători, jucătorul nostru, un playerul nostru Ime. Iar Chaos va încheia genial, Ime. Ce scoate aici Ime din runda asta? Nico cu AK-47, remit, bine, ram boost-ul acolo. A fost un trade, mi-a făcut frag acolo din săritură. Cred că da, cred că a făcut, nu știu dacă a fost eliminat el prima dată jucătorul din jump sau nu, dar în fine, nu mai contează. Da, a fost prima dată eliminat Ime și a pucat el din stat jos. Mai mult de un like, dar nu mă lasă YouTube să dau mai mult. Nicio problemă, bro. Oh, vine Siuhi din spate early, până la urmă joacă retake-ul ăsta jucătorii de la Gamer Legion. Smoker M prospătat, incendiar, vine la default. Nu! No! Și-au dat smoke-ul! Și-au dat smoke-ul cu care puteau să steagă. Doamne, se bagă Ficu peste! Nu cred că mai au timp de defuse, acum asta e o problemă. Ține acolo Cheo, ține, o frec! Îl scoate la defuse cu no scope dublu și pe Cheo și pe Siuhi. Din păcate. Este la o performanță extraordinară. Nu este primul său major, este la al doilea, cel puțin în RMR în care joacă. Data trecută s-a și calificat la evenimentul principal. Din păcate Sprout now se face execuția pe stânga, a venit smoke-ul, dar acolo Flames are emoții. Chaos l-a jucat bine, tracking-ul a fost bun de la adversar. Ticu este scos în partea dreaptă, iarăși Chaos lovește și este el cel care merită laudele pentru această hartă momentan. Este top fragger-ul lor, dacă nu mă înșel, la cât s-a bătut. N-ar avea cum să le recupereze în timp util dinspre Cheetah, unde au picat doi jucători de la echipa sa. Îl elimină pe Ime, dar între timp bomba tică din ce în ce mai repede. Scorul va deveni 9-8 clar pentru Gamer Legion și 9-7, pardon, v-am zis. 9-7 pentru Gamer Legion și diferența este setată la 2 aims, flash pe deasupra de la Siuhi și a venit și o incendiară, foarte, foarte bine, vede pe Flames care oricum ar fi sărit, culmea, chiar în flăcări, în flamă, Neofrag. Ah, nu degeaba are numele său în componență frag. Scoate și pe Ime, îi scoate și pe coiperul său. Dar Siuhi cu macul, parcă era pe patine, pur și simplu. Acum grijă mare la Nico, nu se așteaptă la poziția lui. Nu l-au auzit de asemenea, se recuperează bomba, dar acum vor pica poate chiar 2 jucători de la Gamer Legion. Se întâmplă, ăsta nu era Chester Curse, era doar predict, era destul de evident că cravata se dă giveaway. Am avut un pic de stuttering așa. Îl dobar Dexter pe Aker, 11-8, 3 runde de diferență. Ok, calm. Nu ar fi exclus un tactical time pentru Gamer Legion, sincer, alegerea cea mai bună în momentul de față. Dar acolo, eu vă zic sincer, haideți și cu o rugăciune acolo, cum Doamne ajută pentru Gamer Legion, pentru IME, pentru că au nevoie neapărat de un 1-1, ca genial, și împotriva chiar phase ulterior. Din ea este la vânătoare și își face fragul cu numărul 3, a rămas cu 7 HP, este low, într-adevăr, are uită dreapta, în timp ce Ficu este din partea cealaltă, dar IME, iată, la distanță mare, și a pus atașamentul de scope pe acele în 4-4. Oh nu, oh nu, oh nu, oh! Aker, stați un pic, nici măcar n-am mai considerat că se mai întâmplă așa ceva. Okay. Și au momentul de față, aproape prunda cu numărul 14 în contul lor. Din păcate, Dexter cu AWP-ul trebuie să mai intervină pentru că a stat prea mult timp degeaba. Psyuhi cu Chaos, eliminare pentru fiecare. Și iată că rămân și legătura noi aproape ca să putem să rezumăm, să transmitem majorul. Până ultimele 3 zile. Am o poveste legată de loto, aveam 9... Termină pe ziua de astăzi. După aia. După aia încep meciurile pe Americas, by the way. Se joacă... Vine mai mult suport de la Instagram curând. Aker, o dobară pe Ficu. Hai să revenim la meci. 13-9, a fost tactical timeout. Putea să vină atât de la OG și Aker la aici pe Nico. Doamne, ce timing! A scos scopul și nu dă informație! Nu cred că l-a văzut. Nico dobară pe Chaos. Este double stack acolo. De fapt, Siuhi între timp intrase către site. A rămas cu 16 damage, luat doar Molotovul, a venit. Nico, scos de Aker! Până nu faci wallbang-ul. Hai că te-ai răzbunat, te-ai revanșat, Aker. Vine un flash pentru rampă. Smoke, de fapt. Ai sectea pe Flames. Este o nebunie totală runda asta cu numărul 23. 78 HP. Vine acolo smoke-ul, dar nu se uită dreapta. Menține prefire-ul New Frag, dar acum este oprit. Plantul vine la fix 13 secunde pe kilometru. Asta să fie cu... Dacă mai bine aștept. Mă aștept la asta, te aștept la asta de la... Va fi un oarecare blocaj mental acolo, sper să nu fie choke, dar vă zic așa în avans. De obicei se întâmplă, Siuhi cu Isaac, foarte mult dublaj, extraordinar au intrat acolo, Nico cu Ficu, au fost...
outplayed total și acum calmează din nou. Așteaptă picul din spate. Perfect, neofrag dacă ai scos acum de către Aker. Flick shot, micro flick shot, single zoom de nații. Nu double zoom pentru că putea să iasă și jucător scos din locație și acum Siuhi avansează. Îl văd omul aici, extraordinar. Exemplar, Gamer Legion, mua! Extraordinară rundă, uitați-vă puțin. Hai, hai grijă cu banii runda viitoare. Ba 15-9, dar nu trebuia să bată atâția Dexter. Hai, hai, let's go. Dacă o fac sau nu, vine flash-ul. Siuhi va fi oprit foarte bine, foarte bine. Trage acolo, orbește și pe pierul său. Chaos face fragul ăsta, spărăuie Nico prin smoke. Dacă mai pică Fico e perfect, dar sunt prea mulți jucători de la OG aici. Cred că o întorc deja către site-ul ăla. Nu o fac, bomba, noroc a rămas acolo în spate. Și că e emoție și frenziul ime grijă, mă, n-are. Oho, arată Dexter, Imel bate pe jucătorul de A. Cale liberă Gamer Legion, andale, andale către site. Dubare pe Fico, dacă făcea picul, dar nu va face. Smoke-ul abia acum vine, dar îl bate Fico pe Isaac acolo. Ți-aruncă mai departe molotovul cu care se blochează OG. Ime, trebuie să faci fragul ăsta neapărat, Cheo să nu pice. Oh, doamne, Fico, double kill-ul, e runda ta, Ime, e runda ta. Cu asta închei, vine la pic. Hai, Ime! Oh, Ime! Fragul de final și cei de la Gamer Legion înving astfel pe OG într-un meci în care erau underdogs. Foarte bine!